Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod aici cu Omul Capră. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către canalul meu secundar, să rupeți acolo butonul de subscribe și să nu uitați să rupeți și aici butonul de like și de subscribe. Și aveți și Instagramul meu acolo sus în stânga, hudini.insta, apăsați și acolo butonașul de follow sau dacă nu este al doilea link din descriere. Și haideți să încercăm să vizităm noi locuri ale omului capră, pentru că acesta este, de fapt aceasta este lumea omului capră, pentru că din câte am văzut, sau ba nu, am dat și de o fantomiță, dar în general dăm doar de omul capră și de urși și de animale, oamenii nu am văzut absolut deloc. Sunt curios dacă o să mai întâlnesc și alți oameni, deși nu prea cred că o să mai găsesc așa ceva pe această planetă a omului capră. Dai, Serino, să ne punem puțin tel așa, să avem arma. Și haideți să ne luăm la noi niște trepiane. Vreau să-mi iau și niște mine. Am 3 mine la mine. Îmi iau și un din ăsta first aid. Dai, Serino, și cam atâta cred. Nu știu dacă mai am și alte chestii de luat. Nu, muniție sunt full. Ok, nu, barosa nu, mai am și astea de luat. Parurile astea, dai, Serino, pani vino. Și vreau să deschid busola. Hai să ne învârtim puțin tel să vedem ce mai putem găsi. Deci avem un barn. Ok. Nice, nice, nice. Avem sătucul. Greenfield-ul, nice. Avem caravana care e asta. Nice. Avem graveyard-ul, ok. Adică cimitirul și biserica acolo. Și... celălalt sătuc, naiserinul la care am fost. Bun, deci înseamnă că putem să mergem la cimitir. Hai să încercăm să mergem la cimitir, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați scris: Houdini, du-te la cimitir să vezi ce se întâmplă la cimitir. Hai să încercăm să mergem la cimitir. O luăm acum așa pe noapte. O să-mi fie puțin tel frică, pentru că cine știe de cine o să dau acum noaptea. Cel mai probabil de omul căpriță. Hai să ne uităm unde ne-ai cimitirul, frate. Mașinuța asta, că am pierdut cimitirul. Așa, bun, în partea asta, naiserino. Și este și biserica lângă, cel mai probabil o să vizităm și biserica. Să vedem, poate aflăm mai multe despre omul capră, ce naiba s-a întâmplat pe acolo. Sunt foarte curios cum arată cimitirul omului capră. Să vedem dacă mă lasă să intru în cimitir. Hopa, am dat aici de o căsuță. Bă, ceva nu-i bine. Aolo, o veni nebunul. O venit nebunul, hai să încercăm să intrăm repede în casa asta. Încercăm să intrăm în căsuță. Ai, 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 bă, cum a venit, mă? Încercăm să ne băgăm repede în căsuța asta, deschide ușa. Și hai să vedem dacă intră în căsuță, sper că nu intră. Mama mia. M-a speriat, frate. Bă, cum a venit, am crezut prea dacă e un urs sau ceva de genul ăsta. Mi-a dat și ceva damage, hai să încercăm să ne punem și... ăsta rapidianu. Doamne nebunule, omule capră, care ești tu capră? Ia să vedem pe U. Așa, am luat niște heal. Nice, Serino, mai trebuie să mai iau o dată parcă. Bun. Ba nu sunt full. Ok. Și hai să luăm înapoi. Bun. Și hai să le tirăm să vedem dacă s-a tirat ăsta. Bă, nu mai pare să fie pe aici. Dar ar domnul să mă lase și pe mine să ajung până la cimitir. Să vedem ce ne-a găsit acolo, unde este că am pierdut cimitirul. Bun, în partea aia. Nice. Și hai să-i dăm biciane să vedem ce putem găsi la cimitir. Bă, m-a atacat destul de repede în noaptea asta. Adică de obicei mă cam lăsa să-mi fac de cap. Dar acum au venit așa instant. Bam, bam, bam. M-am mișcat puțin tel. M-au simțit, nebunul. M-au simțit. Mai avem încă 400 de metri. Nu până la biserică și până la cimitir. Ia să vedem cât mai avem. Hai mă, până la cimitir mai avem 300 de metri. Nice, Serino, deci înseamnă că bisericuța este puțin tel mai departe. Ai, 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 trebuie să am mare grijă să nu-mi apară așa dintr-o dată. Că aici sunt în ăsta, câmp deschis și mă distruge instant. Deci dacă îmi dă două scaltoafe peste freză, bam, direct la pământ, frate. Mai vine și un urs sau ceva, nu mai am ce să fac absolut nimic. Curios ce se întâmplă dacă intru în cimitir. Opa. Opa, l-aud pe aici. Mamă, cred că vine. Trebuie să mă tir. Deci cred că vine. Ai, 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 ai. Mă duc rapidianu.
Îl aud pe aici și pe undeva. Mamă, sau poate era un urs. Uite, încă o căsuță aici, what? Aba, nu-i cimitirul. Aoleu, și plin de ciori aici. Intru direct aici, frate. Mama mia. Ai, 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 s-a făcut furtună. Deci s-a făcut furtună când am ajuns în cimitir. N-au pe asta. Furtună în cimitir, frate, ce trebuie mai mult. Ai, 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 așteptăm puțin de să treacă furtuna. După care hai să ne uităm să vedem ce naiba e pe aici. Mamă, ăsta nu știu ce e. Habar n-am. Aici este un first aid, o mină și lumânări, frate. Aolo, furtună, lumânări, cimitir. Ai, 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 deja mi-e frică, frate. Deja mi-e frică. Să moară Jacksana dacă nu. Mamă, uite, putem să vedem de aici și a cimitirul. Văd că s-a dus vremea. Aolo, și o statuie aici în cimitir. Uite-l pe omul capră. E omul capră aici la cimitir. Mamă, scuze dacă poate să intre. Aolo, și poate să intre aici. Mamă, și mi-o dat direct în freză. Era nervos, frate. Era nervos că a mers la cimitirul lui. Doamne, de ce ăsta e cimitirul lui? Și s-a dus pe acolo să se uite. Și trebuia să stau puțin, te-l sincer să fiu, să văd ce voia să vadă. Doamne, ferește. Ai, 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 ai. Mi-a dat direct în freză. Deci două bucăți mi-a dat și m-a lăsat la pământ, vere. Nu vine să cred. Doamne, ajută. Ai, 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 cum face nebunul. Hai să mai încercăm încă o dată. Mai dăm încă un mecean, să zic așa. Mai dăm încă o dată, mai încercăm să mai mergem la cimitir. Să vedem ce se întâmplă de data asta. Doamne, ferește. Deci dacă lăsam puțin el să văd ce face, poate că nu venea pe mine. Dar așa a venit direct pe mine. Hai să mai mergem încă o dată până acolo. Ne luăm repede, repejor, niște first aid. Luăm o capcană. Luăm repede niște mine. Bam, bam, bam. După care vreau să-mi iau și... Ați vedem ce să mai iau. Mi-au niște faruri din astea, deși nu le-am folosit deloc. Poate reușesc să le și plantez. Și mergem rapidianul. Hopa, nu pe ăsta, pe ăsta, așa, bun, să vedem. Și mergem rapidianul încă o dată până la cimitir. Ia să vedem unde e cimitirul, în partea asta, bun. Și ne tirăm rapid până la cimitir încă o dată să vedem dacă de data asta o să ne lase în pace și poate reușim să-l și pândim. Nu știam că poate să intre în încăperea aia, ceea ce e destul de nasol că poate, pentru că dacă ești acolo nu prea poți să te ascunzi, dar poate dacă nu faci gălăgie nu vine după tine. Cine știe? O să vedem de data asta dacă o să mă lase în pace, să putem să inspectăm și noi cimitirul. Dar sincer nu mă așteptam să vină atât de repede și să poată să intre acolo. Ok, să vedem acum ce se împlântă. Nice. Mai avem încă, cât mai avem încă? 300 de metri, deci ajungem, adică mă rog, aproximativ 400 mai erau, pentru că erau 390. Dar o să ajungem destul de repede. Ne uităm așa prin jur să vedem să nu mai vină nemernicul ăsta după noi. Bam, bam, bam. Nu-i pe aici. Ok. Ok, ok. Suntem pe bine momentan. Și mai avem încă 270 de metri. Trebuie să fac puțin tel dreapta. Că n-am prea mers bine. Așa, bun, 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 bun. Ba da. Ba nu, de fapt mai avem încă 150 până la cimitir și 200 până la biserică. Poate apucăm să vizităm și biserica pe episodul ăsta. Dacă nu o să vină nebunul ăsta să mă moare instant că am mers la cimitirul lui. Ia să vedem cât mai avem încă 60 de metri până la cimitir. Și o să facem în felul următor. O să punem niște capcane pe aici. Aolo, mamă, cum sunt ciorile astea. Ai, 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 stai pe dată să-mi pun aici niște capcane. Băgăm aici niște capcane, bam, bam, bam. Punem, uite, așa. Pe aici și așa. Pe ce le puneam? Pe Q, parcă, da. Punem una, două. Și atâta că nu mai am. Hai să punem și niște mine. Cum naiba pun minele? A, le pun așa direct. Bun, nice, Serino. Pani vino. Mai punem una și aici și așa. Le-am pus așa, alandala puțin de el. Ar trebui să mai fie o mină aici. Da, și o capcană, nice. Aolo. Orbubuit. Orbubuit și nu știu de ce. Orbubuit și nu știu de ce. Mi-au bubuit minele și nu știu de ce. A, în șerpi ăștia.
What? Ori a apărut și RP ăștia pe mine. What? Ok, ok. Doamne, feri. Dă-i să le mai punem o dată. Hopa, hopa. Hopa, hopa, mi-am luat damage, nu știu din ce cauză. Cred că din cauza că am stat. Aolo, e blindă șerpi aici, frate. E blindă șerpi aici. Doamne. Au apărut o grămadă de șerpi. Deci la cimitir se întâmplă chestii nașpa din câte se vede. Doamne, ferește. Și eu am un capra aici. Aolo, nu cred, nu cred. O venit instant. Nu cred că o venit instant. Doamne, și nu mai am nici viață. Aia e, hai să ne tirăm de aici. Să vedem dacă putem să scăpăm de el. Încercăm să fugim de omul capră. Doamne, deja cimitir vine instant, nebunul. Bă, nu uite că s-a tirat. Cine e acolo? Încă o statuie? Sunt două statuie aici. What? Hai să ne punem puțin tel first aid-ul ăsta jos. Stai pe 3, l-aveam, bun. Ne luăm niște heal repede. Încercăm să rezistăm mai mult dacă vine nebunul ăsta. Doamne, și hai să încercăm să mai explorăm puțin tel. Să vedem ce face omul capră pe aici, pe la cimitir. Ai, 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 cât de creepy e statuia asta. Cât de creepy e statuia asta, frate. Doamne. Ai, 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 ai. Hai să vedem ce statuia asta la altă repede dacă avem timp. Sper să nu-mi vine cumva pe la spate. Să-mi dea direct peste prezian. Mamă, și stai cu o sabie cu ceva. Doamne, e un scheletron. E un scheletron vere cu o sabie. Ai, 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 ai. Hai să mai intrăm o dată acolo, să vedem dacă vine din nou. Sunt... Aolo. Aolo. Mi-am luat damage și nu știu de la ce. Cred că din cauza că am trecut printre piane. Hai să încercăm să mai ne punem ăsta iar aici. Și pe aici se aud o grămadă de șerpi. Doamne, ferește. A, uite, hopa, hopa. Să-ți luăm pe ăsta. Bun. Încercăm să punem asta aici, ne dăm niște viață. Și luăm asta. Așteptăm puțin tel să treacă furtuna și să vedem dacă o să vină omul capră din nou să o dea cu mine. Hai să vedem, vine sau nu vine. Unde ești, căprianule? Nu mai vine, mă, nu mai vine, nu mai are nicio treabă acum. Hai să încercăm să mai punem o mină pe aici. Luăm și noi trepul ăsta. Hai să-l punem prima dată trepianul. Punem așa. Avem o mină acolo. Bun, hai să rină pani vino. Dacă vine ăsta acum, o dau cu el. Ia să vedem. Hai să mai inspectăm până atunci cimitirul, că văd că nu prea are treabă cu noi. Suntem pe furtună. Nu avem o frică de nimic. Ok, Anu Barosan. Să vedem dacă aflăm secrete despre el. Să vedem dacă scrie ceva pe aici. Doamne, plimbă-te prin cimitir noaptea pe furtună, frate. Ai, 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 sincer e destul de creepy. Este aici o căruță din asta, sau cum să-i zic, de cărat chestii, care nu cred că se leagă la cal. Ba da, de fapt, ba da, se leagă tot la cal. Deci poate și omul s-o ducă. Ok. Bun, avem aici pietrele astea de mormânt și toate nebuniile astea. Doamne, feri. Și cam atâta cred. Nu putem să aflăm. Aolo, și plin de șerpi aici. Două cu șerpi ăștia, frate. Mamă, dar tot apar șerpi așa de nicăieri. De unde neaba vin șerpi ăștia? Asta-s curios eu. De ce vin atât de mulți șerpi? Hai să vedem și aici să inspectăm mai bine. Este putem să distrugem ăstea. Nu merge. Nu merge să distrugem ăstea, nu merge. Am crezut că poate putem să o distrugem și să-l enervăm pe omul capră. Sunt curios de ce nu mai vine acum. S-o fi săturat de mine. Dar nu știu cum de-am scăpat de el și nu m-a urmărit. Sincer să fiu, hopa, era să calc pe mina mea. Ok, Anu Barosanu, bun. Deci la cimitir este căsuța asta. Care este un fel de capelă. Ia uite cum flicăre geamurile alea. Deci este un fel de capelă, ceva de genul ăsta. Bun, 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 am văzut aici lumânărelele, deci am verificat tot. Etaj nu are, nu putem să mergem la etaj. Deci este capela asta. Avem statuile astea două. Avem pietrele astea de mormânt și cam atâta. Deci se pare că nu putem să aflăm mai multe chestii despre omul capră. Așa că haideți să ne întoarcem puțin tel până la rulotă. Unde e rulota?
așa bun în partea asta. Și să vedem dacă putem să o dăm pe drum cu omul capră sau poate acolo să ne batem puțin tel cu el. Să-i dăm puțin tel damage acolo, pentru că din câte văd eu, deși am pus trepurile alea acolo, i-au scăzut prea puțină, prea puțină viață, adică aproape deloc, ca să zic așa. Acolo, cât să zic, nici măcar jumătate de centimetru, cred. Ceea ce e destul de tristuț. Unde-i nemernicul ăsta? Sincer, mi se pare dubios că n-am mai dat de urși deloc. Deci urși n-am mai prins absolut deloc pe drum. Am dat în schimb de o grămadă de șerpi. Să vedem cât mai avem, încă 300. Apoi nu avem așa mult. Avem încă 300 de metri de parcurs. Ai, 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 ai. Să nu mă trezesc cu el în spinare numai. Ce furtună e afară, fratilii meu. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Au, și am dat de căsuța asta. Bun, bun, bun. Nice, Rino. Nice, Rino, pani vino. Hai să mergem pe aici și și imediat ajungem la rulota noastră frumușică. Ia să vedem. Bam, 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 baram, baram, bam. Okeanu Barosanu. Bun, și am ajuns la căsucă. Ai, 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 și am scăpat teferi, frate. O să încheiem episodul aici, hudinașilor. Mă bucur că am scăpat teafăr de data asta și am ajuns. Opa, vine aici, vine, laud. Laud, e aici, nebunul. Nu știu pe unde naiba. Doamne, gata. O să încheiem episodul aici, hudinașilor, ca să nu cumva să mă prindă. Și mă bucur că am ajuns teferi. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să mai vizităm mai multe aoleo, uite-l aici pe nebun. Hai să tragem un el întâi. Ai, 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 ai. Mamă, vrea să intre în rulotă, nebunul. Deci vrea să intre în rulotă. Doamne, deci nici nu simte că trag în el. Ai, ai, ai. Deci dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să rupeți și butonul de subscribe pe canalul meu secundar. Îl aveți acolo primul, link din descriere. Rupeți acolo butonașul de subscribe. Să nu uitați să rupeți și butonul de follow pe Instagramul meu. Îl aveți acolo sus în stânga, hudini.insta. Și să-mi scrieți dacă vreți să mai vizitezi și alte locuri ale omului capră. Și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!